Cum? Cum Eva s-a putut întâmpla așa ceva? Mă spetesc acolo să te asigur cu de toate. Teatrul social a fost o oportunitate pentru mine foarte mare, deoarece aici am aflat pentru prima oară despre educație sexuală. Aici am învățat să scap de frică de scenă și de mai mulți spectatori. Este o metodă de a ne expune noi tineretul. Pentru mine, echipa noastră este o familie, un cer de prieteni de încredere. Noi abordăm orice problemă a tineretului, exprimarea în public, problemele sociale. Pentru mine, teatru social înseamnă cunoaștere și implicarea în activități ce ține de educația în familie, relațiile dintre oameni, sănătatea fetelor. Salut, Eva! Ce s-a întâmplat? Toată societatea o să începă să mă vorbească. Nu pot să am un copil la 16 ani, nu sunt pregătită. Suntem unica echipă din Raionul Rezina care face teatru social și am evaluat cu peșteni atât regionale cât și naționale. Avem în echipă 13 fete și 2 băieți. Am fost apreciați pentru cel mai bun mesaj de teatru social din Republica Moldova. Am abordat diferite subiecte, cum ar fi sarcina în adolescență, infecția sexual transmisibilă, non-violența. De ce nu te-ai consultat cu familia, dar cu prietena despre viitoarea relație ta cu Andrei? Pentru că ea era persoana de încredere, deoarece mama era psihotare și nu vorbeam cu ea, mai ales așa deschis, nu aveam relația atât de apropiate și la fel a fost și cu bunica. Vlad, dacă vei fi mare și vei avea copii, o să atragi atenția la tema intimă sau vei proceda ca în scenetă? Când voi fi mamă, o să mă stărui să am o relație foarte strânsă cu copiii mei. În această scenă a fost redată o lecție de viață așa cum o privim noi în societate, pentru că părinții de multe ori nu vorbesc cu copiii pentru că cred că această temă este una rușinoasă. Ca spectator am rămas emoționată. Are un impact pozitiv pentru că ei văd realitatea prin fapte, prin cuvinte, prin text, prin joc de rol. Este un mod de a prezenta probleme cu care ne confruntăm. Scopul teatrului social este de a informa tinerii, de a educa un comportament responsabil pentru ei. Să poată ajuta și alți copii, că un copil informat este și protejat.